Și astăzi vom insista mai mult pe obezitate și tratamentul chirurgical, atenție, a obezității. Așa este, trebuie să vedem exact rezultatele tratamentului obezității, pentru că se pare că în ultima vreme acest tratament tinde să se extindă și la alte probleme de sănătate. Una care aș dori să o detailăm este vorba despre diabetul zaharat de tip 2, este diabetul zaharat al adultului, care este bine cunoscut că se încearcă a fi tratat cu dietă și cu medicamente. Chirurgia metabolică este dovedită actualmente în ultimii ani că poate, și nu este o afirmație gratuită, poate să vindece diabetul zaharat într-un procent de până la 80%. De ce? Pentru că chirurgia bariatrică de slăbire este de fapt o chirurgie metabolică, o chirurgie hormonală de resetare a organismului. Ca de obicei, Marius, ne-ai adus și imagini, nu? O să vorbim și pe imagini, dar înainte să definim un pic obezitatea și să spunem iarăși acea metodă de calcul foarte simplă, de altfel, după care telespectatorii își pot calcula dacă sunt sau nu în primejde de a fi obez. Obezitatea în diferite țări este privită ca și o bună stare, dar de fapt... Uite ce gras de frumos e ăsta, ce roșu în obraz și... Are sânză bună. Are sânză, cum se spune fărinate? Rotunjel și frumușel, așa, da. Dar, din păcate, s-a arătat și că țesutul grăsos în exces poate să afecteze diferite funcții ale organelor. În special la nivelul tensiunii arteriale, la nivelul inimii, dar și funcția pancreasului, care la ultima experiențe efectuate s-a arătat că majoritatea celor care depășesc așa numitul indice de masă corporală peste 40 pot să aibă o funcție a pancreasului alterată. Într-o proporție de aproximativ 70% o alterare a metabolismului glucozei, iar într-o proporție de 30-40% dezvoltarea unui diabet zaharat. Indicele de masă corporală este raportul între greutate în kilograme pe înălțime în metri, la pătrat. Da. Deci ați înțeles formula, stimați telespectatori. Încă o dată facem, să zic așa, o simulare. Deci un om de 1,70 m, cu înălțime de 1,70 m, da? Care are, să zicem, 100 de kilograme. Deci metoda de calcul este simplă, se împart cele 100 de kilograme, da, sunt la numărător, da, împărțite la 1,7 la pătrat. Deci asta e 256, dacă bine. 1,7 la pătrat, 169, da? Și dacă vă dă un indice care este, ar trebui, ideal ar fi să fie între... Ideal, între 25 și 27. Între 25 și 27 trebuie să fie cifra care rezultă din greutate împărțită la înălțimea în metri la pătrat. Asta ar fi idealul. Și acum să le spunem și cifrele care depășesc normalitatea, unde se încadrează, deci peste 30. Peste 30, deci între 27 și 30 este așa numită zonă de supraponderabilitate. Între 30 și până la 35 aproximativ obezitate de gradul 2, între 35 și până la 40 de gradul 2, iar ceea ce este peste 40 e obezitate de gradul 3 sau obezitate spusă și morbidă, deci cu posibile complicații asociate. Deci mare grijă, încă o dată, aveți greutatea pe care o împărțiți la înălțimea în metri la pătrat, da? Deci înălțimea dumneavoastră înmulțită cu ea însăși este cifra la care împărțiți greutatea și trebuie să aveți ideal în jur de 27 această cifră, iar dacă este peste 40, deja
sunt oarecum motive de îngrijorare, pentru că, repet, obezitatea este o boală care poate afecta orice funcționare, adică funcționarea organismului din toate punctele de vedere, și poate să vă facă să aveți probleme sau să vă dezvolte anumite probleme de sănătate. Nu uitați, în partea a doua puteți interveni și puteți beneficia și de consultații gratuite. Următoarea dată când vine domnul doctor va fi 20 februarie, da? Deci aproximativ peste o lună, în 20 februarie, din nou de la ora 16, la cabinetele Dr. Coica va fi Marius Fodor și puteți câștiga aceste consultații dacă interveniți în direct. De altfel, așa cum v-a obișnuit, Marius Fodor va fi alături de noi și în acest an, pentru că este foarte important ca să beneficiem de aceste consultații aici în Satu Mare, să fim scutiți de acele drumuri de Cluj sau alte localități pentru a fi consultați de un specialist. Haideți să vedem și în imagini despre ce este vorba. Am mai vorbit despre obezitate și o să mai avem această temă, pentru că, așa cum a precizat și invitatul nostru, este o boală care, din păcate, face ravagii și are din ce în ce mai mulți oameni care suferă de... A bolilor care sunt responsabile de multe probleme de sănătate ale pacienților, pe lângă bolile de inimă, alături de bolile care țin de diferite tumori, diferitele accidente de diferite tipuri, obezitatea este pe locul 4 în lume. Deci, iată... în lume. Pe ansamblu global, deși, de exemplu, unele continente, cum este Africa, există un procent redus de pacienți care sunt obezi. Dar asta arată că, pe ansamblu, în lumea occidentală, propriu-zis, există un procent important de obezi. Deci, e clar, principala cauză înseamnă că e alimentația, că ăia din Africa, da, și mișcarea. Că, da, cei din Africa nici nu mănâncă foarte mult, plus fac mișcare, mai fuge câte un leu după ei, mai... Deci au o... Așa e, care e mai grăsuț l-o prins? Da, deci... și elimină lei pe ea mai obez. Da, alțutropic, da. Da, ca și glumă. Într-adevăr, mulți dintre pacienți spun că oare nu mănânc sănătos, oare sunt prea stresat. S-au descoperit, de fapt, că sunt și alte cauze subversive care țin de tulburările hormonale, pentru că sunt o serie de pacienți care se luptă cu kilogramele în plus printr-o dietă de ani de zile și totuși nu reușesc să slăbească. Asta e acel fenomen care mai ales pe doamnele auzi. Nu știu, doamne, că nu mănânc nimic sau mănânc foarte puțin și tot pun pe mine. Sau, din potrivă, sigur că da, există și în cazul bun, oameni care mănâncă chiar mult și nu se depune. Deci aici înseamnă că intervin ceilalți factori de care vorbeai. Așa este. Unul dintre ei principal sunt așa numitele tulburări hormonale induse de diferite medicamente luate sau inclusiv de o alimentație preponderentă între anumite alimente, care sunt considerate modificate ale metabolismului diferitelor glande. Un exemplu este varza sau conopida într-un exces deosebit, s-a demonstrat că poate să blocheze funcția tiroidei. Dar actualmente această perturbare hormonală cronică poate să ducă la o perturbare a unor hormoni denumiți stimulanți ai foamei, așa numiți hormoni de tip grelină, care sunt secretați în principal de către stomac. S-au dozat aceste hormoni și la persoanele cu obezitate, circa 90% prezintă o modificare a secreției acestor hormoni. Încă nu există un factor bine cunoscut din ce motiv există o multiplicare a acestor celule și ceea ce a dus la nivelul lor. Poate să fie o componentă genetică, deci o transmitere în familie a caracterului de persoană plinuță, dar nu este explicație pe ansamblu. Deci există și această variantă, dacă ai avut în familie persoane plinuțe, ca să fii la rândul tău plinuț. Sigur. Se transmite, plinuță, de fapt, cantitatea de celule secretoare acestor hormoni stimulanți ai poftei de mâncare.
Terapia principală la ora actuală se axează pe reducerea în cantitate a acestor celule secretoare de hormoni și s-a dovedit a fi eficientă. Haideți să vedem și niște imagini, stimați telespectatori, ca să exemplificăm mai bine despre ceea ce vorbim. O să avem ocazia să vedem, iată, aici aveți ocazia să vedeți despre ce vorbim, chirurgia laparoscopică, sigur că da, o chirurgie. Ce înseamnă acest lucru? Chirurgia laparoscopică actualmente și ea a trecut într-o altă etapă de dezvoltare. Inițial era o chirurgie clasică cu tăietură, se poate pune și prima imagine, este elocventă, da. Tăietură importantă la nivelul abdomenului, așa cum se observă în partea stângă, da, chirurgie laparoscopică dezvoltată în urmă cu 15 ani, tăieturi micuțe și încât se lucrează în interiorul abdomenului. Iar actualmente s-a trecut în altă etapă, în majoritatea țărilor, la așa numită chirurgie robotică. Aceasta înseamnă că nu suntem operați de roboți. Asta da, înseamnă, deci cum am fi tentat să credem, vine robotul și este de fapt un robot care manevrează toate instrumentele mini-invazive în burtă și robot controlat de către partea umană. Deci chirurgul nu mai este spălat, nu mai este steril, ci stă într-o cameră separată, la o consolă, un fel de pupitru, totul are o imagine și reglează toate mișcările în cursul procedurii. Nu chiar. Există multiple mouse, așa să spun, încât brațele celui care lucrează a robotului au o mișcare spațială extraordinară, exact ca și un braț. Foarte precisă, mă gândesc. Foarte precisă, pentru că robotul este o... spre deosebire de chirurgia laparoscopică, în care nu există o sincronizare a respirației pacientului cu mâna chirurgului, robotul poate face lucrul ăsta. Deci precizia este mult mai mare decât a mâinii umane. Da, e interesant. Da, să vedem și următoarele imagini. Acesta este turnul de laparoscopie bine cunoscut, în care are toate componentele în partea stângă, iar în partea dreaptă se de fapt există camera de lucru prin care avem un laparoscop care este ochiul chirurgului și instrumentele introduse de la distanță ce acționează asupra organului care urmează să fie tratat. Am înțeles. Deci acela este turnul laparoscopic, da? Este un turn, îi spune turn pentru că toate instrumentele sunt puse împreună încât manipularea acestora să fie adecvată. Există o relație între aceste aparate și este foarte important ca lucrurile să se desfășoare așa. Da, să vedem mai departe, iată. Masa de instrumente în partea dreaptă sunt instrumente speciale cu o lungime adecvată în funcție de tipul de procedură efectuată și practic chirurgul se uită în monitor în timp ce operează. Da, deci se vede, stimați spectatori, iată, evoluție, aș putea să spun, chiar spectaculoasă dacă ne gândim că încă acum câțiva ani, nu știu, 10-15, se opera și era o chirurgie clasică, așa cum o numeai, iată că evoluția a fost oarecum rapidă. Așa este și mai rapidă este această chirurgie robotică care actualmente e introdusă în special și în chirurgia bariatrică și care poate să fie efectuată cu o precizie foarte bună. Da, iată aici momente din cadrul unei intervenții, da. Presupun. Ceea ce se vede în exterior, în cursul unei proceduri laparoscopice, aceste trocare, adică practic comunicarea cu interiorul burții și ceea ce se vede în burtă, în timp ce instrumentul lucrează. Da, asta, iată, acel tip de obezitate morbidă de care spuneam, nu uitați, dacă treceți de 40 cifra care vă rezultă din împărțirea greutății în kilograme la
înălțimea în metri la pătrat, da? Deci respectiv dacă aveți 80 de kilograme, 80 se împarte cu, dacă aveți 1,60, 1,6 la pătrat, deci 1,6 ori 1,6, 80 împărțit la cifra care vă rezultă în cazul 1,6, 25,6, dacă această cifră este mai mare decât 40, ajungeți la acest tip de obezitate morbidă. Dar bine ar fi să fie sub 30. Aceasta este obezitatea morbidă, da. Care, iată că asta este exemplu foarte elocvent, din păcate și la copii este întâlnită, chiar la bebeluși. Așa este. În partea stângă este o doamnă care râde, e veselă, într-adevăr. Și mănâncă. Păi, și cum mănâncă, să e singura îndelenicire a dânsei. Da, dar se ocupă de ea, adică se ține de ea. Nu... Da, profesionistă. Da. Și acest lucru se poate, să, poate fi vizibil. Greutatea ei este în jur de 300 de kilograme. Este un, în vir, cazul da. Acesta, da, este probleme importante să pun privind tratamentul obezității. Este un tratament complex care pune alături o serie de specialiști încât decizia să fie cea mai bună în scopul reducerii greutății. Iar bebelușul, din cauză, acolo, a cui e vina? E vina, nu știu, genetic are probleme sau părinții? Sau... Lucrurile pot să fie combinate și genetic, dar mai ales posibil alimentația administrată. Deci o alimentație administrată, aici sigur că da, părinții sunt de vină, pentru că nu cred că a ajuns așa de pe o zi pe alta, adică evident că ca să ajungi... Sigur, sigur e foarte important. La, din păcate, e bine de evitat la copii acest tip de obezitate, pentru că până la vârsta de 10 ani toate celulele organismului se divid, inclusiv celulele grăsoase. Dacă ele sunt stimulate să se divide și să acumuleze grăsime, ulterior, tratamentul obezității poate să fie unul complex, încât nu poți reduce, nu mai poți reduce numărul celulelor, ci doar încărcarea lor propriu-zisă și efectul de slăbire este puțin mai redus.